Salut! Astăzi vreau să facem banana bread. Este ușor, simplu și gustos. Hai să vezi ingredientele. Pentru astăzi avem nevoie de 6 banane, să fie coapte, coapte bine, 4 ouă, zahăr bourbon, un plic de praf de copt, esență de vanilie sau pastă pură de vanilie, 200 de grame de unt, 100 de grame de ciocolată fulgi, dar ea trebuie să fie amăruie, scorțișoară, o lingură micuță, 6 linguri de zahăr și 8 linguri de făină. În bolul mixerului adăugăm cele 200 de grame de unt, pasta de vanilie, zahărul bourbon, o linguriță de scorțișoară, cele 6 linguri de zahăr, după care batem foarte bine untul. Untul trebuie să fie la temperatura camerei. Acum adăugăm ouăle treptat. Așa. Pentru această rețetă avem nevoie de 6 banane. O banană o lăsăm întreagă pentru final și 5 banane, care trebuie să fie foarte, foarte coapte, le desfacem și le zdrobim cu furculița, pe toate. Nu vrem să le facem cu un blender pentru că vor fi mult prea moi, avem nevoie și de textură. Acum adăugăm praful de copt și după care dăm drumul la mixer să se amestece totul foarte bine și adăugăm treptat lingurile de făină, 8 în total. Compoziția este gata. Acum adăugăm chipsurile de ciocolată. Amestecăm cu o spatulă foarte bine. Avem nevoie de o tavă sub forma unui cozonac, ungem toate marginile cu unt, se pune hârtie de copt, adăugăm compoziția, banana deasupra și mergem la cuptor la 180 de grade timp de o oră. Banana bread este gata. Uitați ce bine arată! Ea este perfectă pentru a fi servită în fiecare dimineață alături de o ceașcă de cafea sau chiar și ceai. Aceasta este rețeta mea de banana bread. Vă promit că nu o să dați greș dacă respectați exact ingredientele pe care vi le-am dat. Dacă vă place rețeta, vă invit să dați subscribe la canalul meu de YouTube și vă invit pe pagina mea de Instagram, Facebook și chiar pe site-ul meu blendchef.ro.